ăsta se bagă în casă, da? Da, ea nu aude ICB-ul. Sună. Sună, da, te sună acum. Din punctul nostru de vedere al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, suntem pe de o parte mulțumiți, pe de altă parte nu suntem mulțumiți. Activitatea unora dintre federații care au tratat foarte serios această competiție s-a văzut în obținerea medaliilor. Suntem nemulțumiți de anumite federații că nu au tratat cu seriozitate și nu au apăsat pe accelerație atunci când trebuia. Cu siguranță pe data de 7 iulie vom face o conferință de presă în care vom aprecia, după ce vom discuta cu antrenorii, cu managerii, cu oamenii care au participat la această competiție, cu sportivii, vom aprecia la rece, nu la cald, jocurile europene de la Baku. Bună ziua și bine v-am găsit! Dați-mi voie în primul rând să felicit pe toți sportivii, să felicit pe toți antrenorii, să felicit în primul rând și federațiile, pentru că n-a fost o competiție ușoară. Așa cum am spus de fiecare dată, este un an extrem de complicat, este an preolimpic, un an în care trebuie să calificăm cât mai mult sportivi la Jocurile Olimpice, dar să sperăm că până la 31 decembrie să tragem linie, să contabilizăm și să vedem cu ce delegație va merge la Jocurile Olimpice. Din perspectiva Ministerului Tineretului și Sportului și din partea Guvernului, am avut toată susținerea și dați-mi voie pe această cale să le mulțumesc colegilor mei de guvern, care au înțeles cât de important este sportul și ce ambasador pentru România poate să fie sportul. Iar, așa cum spuneam, din perspectiva Ministerului Tineretului și Sportului, am făcut toate eforturile ca delegației României, care a participat la Jocurile Europene de la Baku, să nu le lipsească absolut nimic din drumul lor spre performanță și nu numai celor care au participat la Jocurile Olimpice de la Baku, tuturor federațiilor naționale. Încă o dată, felicit sportivii, iar în zilele următoare, așa cum spunea și domnul președinte Alin Petrache, vom reveni cu concluzii după această etapă, să le spunem, de competiții. Mulțumesc tare mult și încă o dată felicitări sportivilor și antrenorilor lor și nu numai lor, și familiilor care susțin pe acești sportivi în drumul lor spre performanță. Mulțumesc! Doar câteva cuvinte în numele Guvernului României. Felicit echipa României care și-a îndeplinit obiectivul, la obiectiv de 10 medalii, l-a depășit, avem 12 medalii de aur, de argint, de bronz. Vreau să îi felicit pe toți sportivii care au reprezentat cu cinste România la prima ediție a Jocurilor Europene. Vreau să-l felicit pe domnul președinte Alin Petrache pentru faptul că e foarte ambițios, îl știu de când era Ruibis, mare sportiv, și e bine că este ambițios. Sunt convins că
România va avea rezultate din ce în ce mai bune în sportul de performanță, la viitoarele jocuri. Vreau să o felicit pe doamna ministru Gabi Szabo, o mare atletă a României, și cred că echipa națională a României a reprezentat cu cinste și cu onoare țara noastră, România. Mulțumesc foarte mult! Am făcut un ultim transfer la Baku. Eu zic să nu mă puneți cu el. Doamne ferește, dar nu ne punem noi, nu, adversarele. Nu mă pun cu el. Andreea, cât de mult contează medalia asta ca moral pentru ceea ce trebuie să fie, de fapt, marea performanță la Rio 2016? Am câștigat un mare plus de încredere și... Mă bucur că am câștigat medalia de aur la această competiție. Sper că, ca și la Rio, să fie podiu. Cât de greu a fost să câștigi? Ținând cont că n-au fost japoneze? Da, a fost și campionat european la noi la judo. M-am pregătit intens pentru fiecare adversar în parte. Și se pare că dorința mea de câștig a fost mult mai mare. Cum ai s-a dorit? Momentan, nici cum. Cu colegele și cu antrenorii, acasă voi sărbători alături de familie acum și voi avea câteva zile libere ca să mă pot bucura cu adevărat de această medalie. Faceți un șpagat? Nu! A părut ușor totul pentru noi. Așa a fost? Totul părea ușor pentru noi încă dinainte să plecăm la Baku. Din câte am observat eu, toată lumea ne aștepta la Baku să luăm aurul, toată lumea ne aștepta acasă înapoi cu aurul. Eu mă bucur totuși că am reușit să nu dezamăgim, pentru că n-a fost atât de ușor pe cum a părut, având în vedere că la start s-au aliniat, chiar dacă Italia și-a permis să vină cu garnitura a doua, Estonia era cu formula completă, Rusia poate să facă trei echipe la fel de bune care să pună probleme, oricui. În proba individuală au fost prezente și Britta Heidemann, campioană olimpică de la Beijing și vicecampioană olimpică la Londra, Iana Shemiakina, campioană olimpică la Londra. Au fost nume destul de mari, dar se pare că atât eu cât și Simona am reușit să ne facem asalturile, să trecem de fiecare adversar în parte și să avem parte de un antrenament oficial, cu public, cu foarte mult public. Le mulțumim colegilor care au fost alături de noi. Foarte bun. Dar pentru noi nu s-a încheiat totul aici, de-abia acum începe marea provocare. Da, într-adevăr, m-am bucurat să fiu prima, m-am bucurat că n-am fost și ultima. Recunosc că înainte de proba individuală m-am uitat pe clasamentul pe medalii și nu mi-a plăcut deloc unde se afla România. Mă bucur că până la final am reușit să aducem România în prima jumătate. Cu siguranță suna altfel aur argint decât aur bronz. Cu siguranță cred că era mai frumos o finală românească, dar din păcate eu nu am ajuns acolo. Dar Ana și-a făcut datoria, am lăsat greu pe umerii ei. Să nu puțin mai. Și chiar dacă suntem, nu recunoaștem nimic. Nu suntem obosite, suntem pline de energie. Astăzi o să ne luăm o după amiază liberă. Mâine suntem din nou la antrenament, miercuri în cantonament la Bușteni. Viața merge înainte și cu aur la Baku și fără aur la Baku, mondialele de la Moscova tot de așteaptă peste 3 săptămâni.